cum se sesizați dumneavoastră această delimitare a competențelor și dacă va fi colaborarea asta, că pe alocuri totuși veți colabora cu Procuratura Anticorupție, din câte înțeleg, va fi această colaborare eficientă, nu veți face anumite proceduri paralele, de exemplu, s-ar putea să se întâmple și anumite proceduri paralele, de exemplu, nu știu, într-un răspuns, Centrul Național Anticorupție recent, la niște jurnaliști a spus că a inițiat o procedură administrativă pe cazul aeroport. Astăzi vedem că Procuratura Anticorupție a inițiat un proces penal pe cazul aeroport. Ele fac parte din aceeași investigație sau ele sunt separate? Deci nu există riscul ca anumite procese să meargă paralel, să fie dublate? Mersi. Da, mulțumim, domnul deputat. Nu există riscul, deoarece la un moment dat noi constatăm că există dublă examinare și noi, între noi, comunicăm și vedem cine examinează mai departe, conform competenței și prejudiciului. Ce ține referitor la subiecții care nu țin de competența centrului, eu în final m-am expus că centrul, necătând la delimitările care au fost expuse anterior, pe filiera de operativă, nu o să ne împiedice nimeni să acordăm suport operativ, inclusiv Procuratura Anticorupție, inclusiv Procuratorii pentru cauzuri speciale, Procuratorii Generale, Procuratorii Municipale. Dacă va fi relevată informația de către centru, anume de subiecții care sunt de competența anticorupției, noi clar că vom merge la Procuratura Anticorupției pentru a releva și documenta în continuare. Dar dacă se vor releva subiecți dintr-o cauză penală sistemică, atunci este posibilitatea, prin ordonanța Procurorului General, să fie atribuit competența procuraturii care conduce urmărirea penală a centrului, pentru a nu scurge informația și așa mai departe.